Personajele masculine sunt de 4 ori mai prezente în literatură decât cele feminine. Acest aspect, care este știut de foarte mult timp, a devenit acum o problemă. Cercetătorii din America spun că nu este politically correct. În acest motiv se ia în calcul schimbarea poveștilor. Și așa s-a întâmplat și cu Albă ca zăpada, care n-ar fi trebuit să fie sărutată de prinț pentru că nu și-a dat consimțământul. Toate aceste schimbări pot bulversa copiii care au apucat deja să citească aceste basme, spun specialiștii. Sintagma de politically correct ajunge din ce în ce mai des și la urechile românilor. Este un fenomen care, spun sociologii, poate duce la cenzură rapid. Oamenii trebuie să se gândească de 10 ori înainte să facă o afirmație, pentru că oricând cineva poate fi deranjat. Acest lucru se întâmplă pentru că nimeni nu știe exact ce înseamnă corectitudine din punct de vedere politic. Din punctul meu de vedere, toată campania care ține de corectitudine politică, de fake news, este o exagerare. Sunt foarte mulți bani implicați în aceste campanii. Multe ONG-uri, societatea civilă beneficiază de pe urma acestor campanii și evident că vor duce cât mai departe toate lucrurile astea. Adepții teoriei politically correct spun că Albă ca zăpada trebuie să aibă altă culoare a pielii și nu trebuie să mai fie sărutată de prinț fără consimțământul ei. De asemenea, în cărțile de literatură nu ar trebui să mai fie atât de multe personaje masculine. Cercetătorii de la o facultate din Carolina de Sud au ajuns la această concluzie cu ajutorul tehnologiilor de inteligență artificială. O altă problemă este și că, în general, bărbații sunt personajele principale în nuvele, romane sau poezii. Această informație a ajuns și la românii care, în mare parte, nu sunt de acord cu schimbările propuse în literatură. Dacă sunt povești, ar trebui să rămână așa. Ideea e să fie transmise cât mai fidel. Pentru mine, Albă ca zăpada este albă și așa mai departe. Eu, la rândul meu, așa o spun copiilor. Da, e-s contra la acest discuții. Foarte multe discuții pe tema asta, în general eu le evit, nu mă bag. Mie mi se pare că ce s-a inventat ar trebui să rămână așa și acum putem inventa noi alte povești cu femeie de culoare în rolul principal, cu bărbat de culoare în rolul principal și ce a rămas, ce a fost, să rămână cum este. Părerea mea este că eu am copilărit cu ele, mi-a prins foarte bine, m-a educat absolut, drept pentru care nu sunt de acord. Asta nu cred că este o civilizație atâta timp cât începem să schimbăm și personajele din poveștile copilăriei. Evident că mulți dintre români și nu numai în multe alte țări văd toate aceste lucruri ca fiind niște exagerări ale unor oameni care au ajuns în punctul în care nu mai e expresia aceea în România, nu mai pot de bine și se ocupă de astfel de subiecte. Conceptul de corectitudine politică are la bază ideea că oamenii ar trebui să aibă grijă să nu se exprime într-un fel în care ar putea să îi ofenseze pe cei din jur.